Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Astre și Destin. Ca de obicei, vă prezentăm estimări astrale pentru perioada imediat următoare și ne ocupăm în emisiunea de astăzi de săptămâna 6-13 februarie, dar nu înainte de a vă prezenta din nou numărul 102 al revistei Cosmos, în care veți găsi în exclusivitate încă deocamdată și pentru o vreme, poate și pentru totdeauna, cine știe, programul emisiunilor 6TV. Cu tot ce vreți voi, cu astre, cu feng shui, cu naturiste, cu ezoterism și așa mai departe. Cu tot felul de sfaturi necesare pentru viața voastră. Un amănunt foarte interesant este că după apariția acestui număr pe piață, și vă sfătuiesc să mergeți repede jos să îl căutați, dacă nu-l mai găsiți la chioșcurile de difuzare a presei, dați fuga fuguța la hipermarketuri, că acolo îl veți găsi, în incinta celor magazine specializate. M-au sunat mai multe persoane, vreo 2-3 duzini, și mi s-a dus la cunoștință, de exemplu, despre acest condiment, wasabi. Că au început oamenii să ducă să-l caute în hipermarketuri, dornici să își prepare o serie de alimente cu acest condiment, destul de exotic, dar și foarte, cum să spun, plăcut de folosit, pentru că o să vedeți că are în el arome de la alte 3-4 plante la un loc. O să vă anunț încă de pe acum că în luna martie, pe 26, locația și ora o să fie tipărită numărul 104 în luna martie. Va fi întâlnirea revistei Cosmos cu cititorii. Mai este până atunci, o să aveți amănunte și numărul 103, care este în lucru, urmează a fi finalizat mâine și va apare pe piață în vreo 10 zile, și numărul 104 din martie veți afla aceste amănunte cu exactitate, astfel încât să știți să veniți să participați la niște evenimente deosebite. Pe de altă parte, vă anunț în mod oficial că în data de, și asta ca să aveți timp să reflectați și să faceți alegerea corectă, în data de 5 noiembrie David Icke vine în România. Mai multe amănunte, bineînțeles, probabil și în alte emisiuni, veți găsi și în numerele viitoare ale revistei, astfel încât cine vrea să-l cunoască pe autorul acelor cărți celebre despre copiii matricei și Secretul Suprem și alte lucrări la fel de importante, și autor al multor seminarii pe teme de extraterestri, ozeneuri și așa mai departe, să poată participa la un maraton de 12 ore în ziua de 5 noiembrie anul curent. Până atunci mai sunt cam 90 luni, aveți tot timpul să reflectați. Gândiți-vă bine că este o ocazie, cum spune americanul, lifetime. Odată în viață vă întâlniți cu așa ceva. S-ar putea ca David Icke să vină pentru prima și ultima dată în România, s-ar putea să vină și în anii următori. Nu știe nimeni cum va fi. Deci, cu atât mai bine, profitați de această ocazie și gândiți-vă bine dacă vreți să participați la un astfel de eveniment, la care revista Cosmos este unul dintre organizatori. Și acum să trecem la estimările astrale, să vedem care este climatul general al săptămânii 6-13 februarie. Se menține, așa cum spuneam, pentru că aspectul astral dintre Jupiter și Nodul Nord continuă până în luna mai, în primele zile ale lunii mai, retrogradarea lui Jupiter, după care el își va relua mersul direct și va trece din nou peste Nodul Nord, ceea ce înseamnă că aduce o serie de evenimente care se întâmplă în plan moral, în planul expansiunii de conștiință al unor, hai să spunem, în plan individual, personal, examene morale, niște trieri foarte stricte pe care fiecare dintre noi începe să le facă deja în perioada aceasta. Și alte două aspecte la fel de importante sunt, în afară de tripleta care începe să se desfacă Pluton, Venus, Mercur din Capricorn, mai avem faza de lună nouă din Vărsător, din data de 8 februarie, luna nouă în Vărsător, care aduce mari surprize, deoarece va fi oarecum la quadratură aproape fixă, un grad diferență în aspectul ăsta de quadratură cu Marte din Scorpion. Deci va fi o lună plină
plină de peripeții, plină de aspecte tensionate. Luna nouă înseamnă un început și care poate să aducă pe tapet, cel puțin în plan personal, pentru că și Marte este o planetă personală, niște trăiri în urma cărora fiecare sau marea majoritate a indivizilor, oriunde pe planetă, cu atât mai mult în România, vor lua niște decizii radicale în privința vieților personale. Și, bineînțeles, va fi valabil în funcție de zodia în care v-ați născut și mai ales dacă fiecare sau unii dintre voi v-ați făcut harta natală și o știți. Casele care sunt implicate ca sectoare de viață din acest punct de vedere. Pentru știința tuturor, luna nouă în Vărsător aduce niște schimbări nu numai de decor, nu numai relaționale, ci și de factură hai să spunem care vizează noi perspective. Pentru cei care țin dietă, este bine să înceapă din ziua de 11 o dietă de redresare, deci atenție, nu detoxificare, de redresare a greutății și a aspectului fizic. Pentru două săptămâni au posibilitatea aceasta. Iar al treilea aspect care se va forma în ziua de 11 februarie este conjuncția lunii cu nodul sud de pe semnul peștilor și în același timp luna va face o opoziție foarte importantă cu Jupiter retrograd din Fecioară pe această axă a sacrificiului Fecioară-Pești, dar și pe axa destinului nodul sud, nodul nord, aducând în prim plan și refulări și răbufniri și mici explozii personale legate de evenimente care oricum se întâmplă în plan personal, individual, referitor la chestiuni care țin de finanțe, de contracte cu bănci, de proiecte, planificări, afaceri, comerț, chestii juridice, avocățești, de procuratură și așa mai departe. Deci tot ce implică noțiuni jupiteriene de norme de drept și de legislație în general. Ca urmare, foarte mulți, aproape din toate zodiile, vor avea de trecut acest hop după faza de lună plină, această conjuncție a lunii cu nodul sud. Sunt evenimente karmice care se întâmplă obligatoriu în plan personal, de aceea vă sfătuiesc să vă pregătiți, pentru că pe fondul unei opoziții cu Jupiter retrograd, luna aceasta care va face în pești cu conjuncție cu nodul sud, nodul sud având o coloratură saturniană, deci karmică, cu scadență obligatorie, impune restricții și limitări în ceea ce vrem noi să obținem și ca urmare este mai bine să preîntâmpinăm lucrurile neplăcute decât să ne trezim cu ele brusc a doua zi, cum ar fi mâine, că nu putem să le îndeplinim datorită unor conjuncturi despre care am fost atenționați și pe care nu le-am luat în seamă. Să trecem acum la derularea estimărilor zodiacale, începând, bineînțeles, cu berbecul. Chiar de la începutul perioadei analizate, s-ar putea manifesta unele discrepanțe în sistemul lor relațional, anumite relații riscând să se deterioreze sub impactul unor atitudini nu doar controversate, dar și marcate de decizii în ziua de 8 februarie, deci la lună plină, care, deși îi avantajează pe latura socioprofesională ca un fel de nou început, un mic restart acolo unde lucrează ei, le poate cauza pierderi și schimbări, mai ales în relația cu șefii sau cu alte persoane importante cu care nativii pot interacționa pe parcursul zilei respective. Atenție în ziua de 8, deci tot în 8 februarie, la o intrigă destul de insidioasă în relația cu șefii, dialoguri sau propuneri sau sarcini asumate, intrigă, de altfel, determinată de interferența unei terțe persoane care are destulă influență în mediul de acolo. Ar fi bine ca berbecii să nu reacționeze la aspecte de acest gen, deoarece prestigiul lor poate avea de suferit. Este mai bine să stea să analizeze situația, să vadă din ce cauză se întâmplă intriga respectivă și să nu dea curs acestor provocări care le-ar știrbi prestigiul.
Pe de altă parte, sunt ajutați de alte persoane pentru a rezolva câteva probleme ce țin de relația cu băncile, cu fonduri financiare, probabil și fonduri de investiții, de exemplu, cu dosare pe rol și cu acte care vizează sarcini și planificări în domeniul socioprofesional, de care nativii trebuie să se ocupe destul de serios dacă vor să fie remarcați. Este foarte important pentru ei în perioada aceasta cum își achită toate aceste sarcini profesionale. În seara zilei de 10 și în dimineața zilei de 11 februarie, deci câteva ore în dimineața zilei de 11, pot discuta cu anumite persoane din anturaj pentru a-și atrage unele foloase materiale și financiare, iar unele discuții pot viza chiar schimbarea locului de muncă. Unora poate nu le mai convine climatul profesional unde își desfășoară activitatea sau, dacă este vorba de același loc de muncă, avansarea pe un post mai important. De altfel, este la fel de important să fii atent și la propria stare de sănătate în intervalul 10-11 februarie. Berbecii sunt ajutați în acest interval pentru a-și spori capitalul de imagine, iar în 12 februarie sunt motivați să recurgă la acele schimbări pe care le-au planificat pentru ei cu câteva săptămâni în urmă. Zile mai puțin bune în cuplu, mai ales pentru cei tineri. 8, 10 și 12 februarie pot să apară divergențe, orgolii și mici jocuri de putere ce alterează climatul afectiv și zile mai bune, 9 și 11 februarie. Atenție pe partea de sănătate, la zona cardiocirculatorie și la cea digestivă în 8 februarie și la etajul limfatic și zona lombară în 10 și 11 februarie, zona lombară unde pot apare simptome destul de dureroase în următoarele zile. Taur. Nativii întâmpină dificultăți pe partea de organizare a unor treburi destul de importante în plan socioprofesional, latura relațiilor parteneriale având unele blocaje și întârzieri în derularea deciziilor și inițiativelor. Pe acest considerent, taurii ar face bine să se înarmeze cu mai multă răbdare decât de obicei și să-și folosească laturile creativă și practică în data de 8 februarie pentru a depăși starea de lucruri cu care au de-a face. Modul de relaționare cu șefii poate fi unul destul de încărcat de stres emoțional, astfel că nativii se pot trezi în situația că randamentul lor cam lasă de dorit. Poate să existe, un mic dezechilibru emoțional cauzat de probleme familiale nerezolvate care pot să îi perturbe pe nativi în modalitatea de interacțiune și de rezolvare a sarcinilor cu șefii la locul de muncă. Ei pot avea surpriza, de altfel că primesc în plus niște sarcini profesionale de care ar trebui să se ocupe în condițiile în care au și așa destul de rezolvat, poate alte sarcini preluate de la colegi, iar asta s-ar putea să irite mai mult decât este cazul, pentru că acest aspect le-ar putea da peste cap treburile personale. Ori că vor sta puțin peste program, ori că își vor lua de lucru acasă și vor neglija unele treburi familiale. Ei oricum se implică în toate formele de cooperare în care sunt implicați, atât în cadrul instituțional cât și privat, discută și își pun la bătaie prestigiul pentru a rezolva acele detalii importante, că e vorba de domeniul afacerilor, de avocatură, de comerț, proiecte administrative și planificări, precum și unele aspecte legate de învățământul superior, deci taurii care lucrează în acest domeniu al învățământului superior. În continuare, ei se ocupă și de educația copiilor în perioada analizată și de unele detalii pecuniare în acest sens, care reapar și îi solicită din nou pentru a putea gestiona cum trebuie această latură. Iar în intervalul 10-11 februarie își pot consolida cu ceva eforturi în urma unor discuții atât poziția socială, mai ales pentru cei care lucrează în cadrul privat, cât și un segment relațional cu anumite persoane care îi sprijină în unele demersuri financiare. Iar în 12 februarie, taurii se pot confrunta cu vorbe pe la spate din partea unor colegi și cu vești oarecum neașteptate, dar nu obligatoriu neplăcute, despre ce se petrece la locul de muncă. Iar în această privință s-ar putea ca ceea ce se întâmplă chiar să le dea puțin de gândit sau în privința perspectivei stabilității acolo la
locul de muncă. Zile mai puțin bune în cuplu, 8, 10 și 12 februarie, pot să se manifeste gelozii, mai ales în cuplurile tinere, divergențe de atitudine și de opinie referitoare la cheltuielile casei și zile mai bune, 6 și 11 februarie. Atenție pe partea de sănătate la zona aparatului excretor pentru a se evita ocluziile intestinale, de exemplu, sau constipațiile. De asemenea, atenție și la aparatul digestiv și cel cardiocirculator, toate acestea în ziua de 8 februarie și, de asemenea, atenție la durerile articulare care pot să se manifeste simptomatic, dar destul de neplăcut în 10, 11 și 12 februarie. Gemeni. Nativii pot întâmpina unele blocaje sau întârzieri în privința activității derulate datorită unei situații cu aspect mai mult personal decât profesional care poate avea loc în ziua de 8 februarie. Se poate vorbi în acest context de modul în care gemenii discută, comunică și își folosesc experiența acumulată până acum pentru a readuce la ritmul normal partea lor de sarcini ce trebuie rezolvate la locul de muncă, mai ales că în situația dată, ori ei, ori altcineva din echipă, alți colegi, de exemplu, nu se pot conforma unor decizii și cerințe, poate mai exigente decât de obicei, venite dinspre șefi. Iar asta s-ar putea întâmpla datorită unor inițiative pripite ale unor colegi care, fie din exces de zel, de exemplu, fie din dorința de a epata în fața șefilor, cât de buni sunt ei, probabil vor să facă concurență gemenilor, dau peste cap unele înțelegeri prestabilite cu nativii în vederea unui bun randament în activitatea desfășurată. Și gemenii pot ajunge, dacă nu sunt atenți, în postura de mic țap ispășitor în raport cu relațiile ierarhice, deci cu șefii. Pot fi schimbate sau încurcate sau chiar pierdute acolo unde se lucrează cu așa ceva, acte, dosare, documente, scheme de lucru importante, segmente de baze de date, se discută iar despre sincronizarea unor aspecte și în intervalul 10-11 februarie nativii pot fi foarte motivați să demonstreze celorlalți că ei au avut și au dreptate în privința situației menționate. Vor reuși asta, totuși, cu ceva eforturi considerabile pe care este necesar să le pună la punct până la nivel de ultim detaliu și, în acest sens, persoane cu funcții importante, cu semnalmente de pești și fecioară, îi pot ajuta. Unii gemeni pot avansa în funcție în intervalul 10-11 februarie, iar alții pot obține rezultate cu efecte pe termen lung pentru carieră. Deci, atenție, este foarte important acest interval. În ziua de 12 februarie pot primi vești care se pun în postura de a discuta în cadrul familiei o chestiune financiară mai veche, dar care și-a păstrat într-o anumită măsură importanța. Zile mai puțin bune în relația de cuplu, 8, 10 și 12 februarie, divergențe de opinie care aduc un dezechilibru emoțional major, posibil să fie un astfel de aspect, și zile mai bune, 9 și 11 februarie. Atenție pe partea de sănătate la zona aparatului excretor în 8 și 9 februarie și la unele simptome lombare, hepatobiliare și circulatorii în 10-11 februarie, precum și la unele simptome care pot să se manifeste la nivel osos în ziua de 12 februarie. Rac. Deși contextul astral cam pune probleme nativilor la început de săptămână, racii pot fi motivați în ziua de 8 februarie, deci la faza de lună nouă, de două componente cu aspect personal. Prima este cea care le oferă oportunitatea de a se remarca, indiferent dacă sunt angajați sau în postură de șefi, la nivel decizional și de reușită publică, folosind o schimbare socioprofesională care oricum se întâmplă, pentru a obține acorduri și înțelegeri care să le sporească prestigiul, purtând discuții și aranjând câteva aspecte referitoare la anumite acte importante pentru ei, cel puțin din punct de vedere financiar. A doua componentă este posibilitatea de a obține o sumă, un împrumut sau o susținere financiară din partea cuiva important, tot în această zi de 8 februarie, la faza de lună nouă, necesară activității sau unei chestiuni personale, deși nativii sunt implicați în diferite inițiative, afaceri, proiecte, tranzacții financiare sau comerciale, activități notariale și cadastral imobiliare. De asemenea, și domeniul IT, deci racii care lucrează în domeniul IT, este vizat
acest domeniu, de asemenea aspecte pe care le-am menționat. Nativii trebuie să-și folosească talentul creativ pentru a scoate tot ce-i mai bun din aceste situații. Intervalul 10-11 februarie le aducem prin plan necesitatea de a-și organiza mai eficient unele decizii și acțiuni, astfel încât pe partea de chestiuni practice să poată înregistra acele rezultate financiar-materiale planificate. De altfel, pentru raci este o perioadă importantă în care ei își revizuiesc și reorganizează o parte din relațiile pe care le au. Iar ziua de 11 februarie vine pentru ei cu aspectare de evenimente în plan personal pe care le vor trăi obligatoriu, așa cum spuneam la începutul emisiunii, și care vor amprenta la nivel de imagine aproape toate parteneriatele pe care le au, cu probabilitate crescută și cea de cuplu. Relația de cuplu, evident. În 12 februarie pot primi vești sau pot traversa o schimbare neașteptată în plan personal datorită atitudinii care este manifestată din partea partenerului de cuplu. În acest sens, zilele mai puțin bune sunt 8, 10 și 12 februarie. Apar divergențe, se poartă discuții și atitudini contradictorii, zile mai bune, 9 și 11 februarie. Atenție pe partea de sănătate, la etajul cardiocirculator, la zona digestivă și cea excretoare în 8 februarie și la zona lombară, precum și la simptomele care pot să apară la nivel renal în ziua de 12 februarie. Leu. Nativii își pot consolida capacitatea creativă și organizatorică în data de 8 februarie, deci chiar la faza de lună nouă, apelând la nonconformism, poate mai mult decât de obicei, la susținerea din partea unor persoane din sistemul relațional, dar și la experiența acumulată până acum din punct de vedere al priceperii de a rezolva lucrurile corect și la timp, ceea ce e mare lucru. Pe de altă parte, sunt provocați de deciziile și inițiativele unor persoane din anturajul colegial, motivația nativilor fiind aceea de a demonstra că randamentul lor nu este afectat de eventualele blocaje sau mici frecușuri ori intriși de moment care se pot manifesta în locul unde ei își desfășoară activitatea. Tot în ziua de 8 februarie, relaționarea cu șefii se menține la cote foarte bune, deși este bine să fie atenți ori la excesul de zel față de îndatoririle asumate, ori la eventuale divergențe provenite din lipsa de sincronizare între ceea ce li se cere și momentul în care ei pot prezenta rezultatul muncilor. Iar o asemenea chestiune i-ar putea pune într-o postură mai puțin plăcută, bineînțeles dacă vor nimeri într-o astfel de circumstanță față de șefi, dar și în raport cu partenerii cu care se pot afla în diferite forme de asociere, deci valabil și în cadrul privat, inclusiv în domeniile de afaceri. Pe acest considerent, leii trebuie să-și ia măsuri în intervalul 10-11 februarie pentru a menține prestigiul propriu, nivelul de comunicare și o bună organizare a muncilor, astfel încât să poată obține cel puțin o recompensă așteptată și este posibil ca aceasta să și vină, dacă nu de la locul de muncă, atunci dinspre partea extraprofesională. Eforturile lor de a se alege cu ceva bani în plus pot fi și ele recompensate în intervalul 10-11 februarie, chiar dacă este necesar să-și schimbe și lucrul și modalitatea de comunicare, mai ales dacă au și un al doilea job, de exemplu. Pentru unii se poate finaliza un act și o stare de lucruri din trecut, iar cu cei cu intervenții chirurgicale să evite ziua de 11 februarie pentru că efectele pot fi destul de neplăcute. În 12 februarie pot fi cooptați într-un alt proiect important extraprofesional. Zile mai puțin bune în relația de cuplu, 8, 9 și 11 februarie și zile mai bune, 10 și 12. Pe latura de sănătate, atenție la zona digestivă și cardiocirculatorie în 8 februarie și la cea imunitară în 12 februarie. Fecioară. În săptămâna analizată, nativii își pot revizui câteva dintre modalitățile de lucru în vederea obținerii unui randament financiar mult mai bun față de cel din ultima vreme. Nu de alta, dar se pare că au nevoie de ceva inedit și inovator în schema lor de lucru. Astfel, în ziua de 8 februarie, la faza de lună nouă, ei discută și își folosesc creativitatea în dialog, indiferent care este poziția lor și în ce fel de relații și inițiative sunt angrenați, pentru a schimba randamentul și, în unele cazuri, postul, funcția sau chiar locul de muncă.
Unele decizii din partea șefilor sau a unor persoane cu funcții importante le-ar putea da totuși peste cap o inițiativă personală legată de finalizarea unui act, a unui dosar sau a unui document oficial de care ei au nevoie sau pe care trebuie să-l rezolve la timp, deoarece unele neînțelegeri sau discuții purtate anterior se pot schimba sub presiunea unor împrejurări care în 10 și 11 februarie îi pun pe nativi în situația de a reevalua câteva detalii pe care le credeau aproape rezolvate. Iar aceste detalii au legătură cu o afacere, un proiect, cu o inițiativă din zona învățământului superior, cu chestiuni avocățești și imobiliare, cu modul în care se desfășoară tranzacțiile, dacă nativii participă în alianțe și asocieri cu caracter bursier, de exemplu. De asemenea, se mai poate vorbi în intervalul 10-11 februarie despre aspecte manageriale pentru cei din instituții și posturi private, ce necesită o atenție sporită, mai ales că la nivel de gestionare a datelor și de organizare a lor pot apare blocaje sau întârzieri cauzate de speculații de moment ale unora din echipă sau ale unor persoane care una spun și alta fac. În 12 februarie se pot accentua aceste aspecte cu mențiunea că se pot bloca niște fonduri. În ziua de 13 februarie, atenție la pierderi sau deteriorări, indiferent despre ce este vorba. Zile mai puțin bune în relația de cuplu, 8, 9 și 13 februarie, pot să se manifeste discuții, gelozii și opinii divergente și zile mai bune, 10 și 12 februarie. Atenție la zona digestivă în ziua de 8 februarie și la cea imunitară în 12 februarie. Vom continua cu celelalte estimări zodiacale după pauza de publicitate. Am revenit după pauză și continuăm cu estimările zodiacale pentru perioada 6-13 februarie. Și acum este la rând zodia Balanței. În ceea ce îi privește pe acest nativ, mare grijă la modul în care în ziua de 8 februarie, deci la faza de luna nouă, pun în aplicare inițiativele și deciziile pe care le iau referitor la munca desfășurată. Și asta deoarece poate din exces de zel, ori din nevoia de afirmare, s-ar putea să intre în conflict de interese sau de atitudine cu șefii, iar consecința riscă să-i afecteze la nivel emoțional. La fel de bine, de exemplu, poate să fie și un mic năduf, ca să spunem așa, un mic off care este exprimat de către nativul Balanță și care deranjează pe undeva. Chiar dacă dispun de creativitate și de o comunicare fluentă în ziua de 8, este bine să fii atenți la detaliile discuțiilor și la modul în care pun în practică capacitatea organizatorică și planificarea detaliilor de care trebuie să se ocupe în cadrul activității pe care ei o desfășoară. Nu este chiar o perioadă propice pentru Balanțe, îndeosebi în ceea ce privește îndeplinirea unor obiective planificate, indiferent că sunt profesionale sau personale, pentru că în intervalul 10-11 februarie, de exemplu, se pot produce blocaje și întârzieri în derularea unor segmente de activitate la care Balanțele iau parte. Discuțiile și gestionarea sarcinilor asumate, indiferent de postul în care ei se află, fiind marcate de restricții determinate, de nevoia nativilor de a se retrage oarecum strategic din fața problemelor, lăsându-i pe alții în față să se ocupe de ele. Pe de altă parte, într-un asemenea context, toți cei care au muncă de birou cu acte, de exemplu, documente sau cei care sunt implicați în afaceri, în proiecte care se derulează, în fundații umanitare, în învățământul universitar, în domeniul administrativ sau cel financiar, bancar, pot să-și aranjeze toți aceștia o serie de aspecte astfel încât să beneficieze în perioada următoare de timp de anumite oportunități prin care își pot schimba statutul social cât și financiar. Probabil niște conjuncturi favorabile pe care ei trebuie să le folosească fără doar și poate dacă vor să o ducă mai bine. Important este să fie atenți, cum spuneam, și să prindă momentul. În 12 februarie, toate formele de parteneriat în care nativii sunt implicați
ar putea fi împrintate de discuții foarte motivate pentru obținerea anumitor rezultate așteptate de mult. Și aici putem să ne referim, de exemplu, la latura financiară, la cea materială și chiar și la o latură relațională, în sensul că balanțele pot să-și facă noi cunoștințe, noi prieteni sau să beneficieze de susținere din partea unor persoane de la care se așteptau mai puțin în ceea ce privește asemenea posibilități. Zile mai puțin bune în relația de cuplu, 8, 10 și 12 februarie și zile mai bune, 9 și 11. Atenție pe partea de sănătate, la zona digestivă, la complicațiile care pot apare pe acest etaj anatomic în ziua de 8 februarie și la zona imunitară în intervalul 12-13 februarie. Scorpion. Pe partea de comunicare și de randament, nativii se descurcă destul de bine săptămâna următoare, aș zice chiar mult mai bine decât de obicei. Totuși, să fie atenți în ziua de 8 februarie, deci la lună nouă, pentru că este pe vărsător la cuadratură cu semnul lor, pentru că în relația cu persoane ce dețin funcții și posturi, deci autoritate, este posibil să survină ori un conflict de atitudine, ori divergențe nu neapărat majore, dar accentuate, incisive, legate de felul în care scorpionii sunt evaluați în ceea ce privește rezultatele lor profesionale. Mai poate fi vorba și de unele critici aduse pentru detalii minore de care ei nu s-au ocupat la timp și care probabil atrag rezultate de o anumită factură asupra statutului lor socioprofesional. Este important pentru ei să nu dea curs tendinței de a da replica în vreun fel, mai ales că scorpionii sunt renumiți pentru acest aspect în plan personal. Asta doar în cazul în care ei ar fi șefii, de exemplu, dar chiar și așa ar putea avea o zi destul de proastă din acest punct de vedere. De asemenea, și în cadrul familial se pot petrece chestiuni neplăcute care să le dea tonusul peste cap, partenerul de cuplu fiind capricios și purtându-se cu accente de gelozie sau criticând din temir ce. La fel de bine chiar nativii și își pot să manifeste astfel de aspecte. Problema care se pune în intervalul 10-11 februarie este cea a unor bani cheltuiți pentru copii, de exemplu pentru educația lor, sau alte necesități stringente de moment legate de statutul propriilor copii, ori pentru o cheltuială legată de starea de sănătate a unei rude. Deși nu dispun de resurse financiare pe măsură, nativii se străduiesc să le obțină folosindu-și creativitatea și discutând cu prietenii și cu rudele pentru a primi susținere în acest sens, ceea ce în ziua de astăzi știm că este cam dificil. Și din acest punct de vedere, prestigiul lor contează în contextul dat. Profesional, ei au de rezolvat sarcini destul de dificile și în unele cazuri cu bătaie pe termen lung, de aceea este foarte important să se bazeze pe relațiile pe care le au și mai ales, subliniez, mai ales pe flerul lor proverbial, iar în ziua de 12 februarie să fie pe fază pentru a putea preîntâmpina eventualele schimbări ce pot surveni în plan personal, unele dintre acestea poate și neplăcute, altele și neașteptate, dar care fac parte din contextul acestor turbulențe pe care ei trebuie să le traverseze. Iar în relația de cuplu, în data de 13 februarie, se pot petrece de asemenea niște răsturnări de situații spectaculoase și neașteptate. Zile mai puțin bune în relația de cuplu, 7, 8 și 9 februarie, pot să se manifeste orgolii, gelozie, capricii ale partenerului sau, de ce nu, chiar într-o reciprocitate mutuală și zile mai bune, 10 și 11 februarie. Atenție la etajul cardiocirculator și la zona digestivă în 8 februarie și la zona imunitară și cea hepatobiliară în 12 februarie. Săgetător. Săptămâna debutează pentru ei în ziua de 8 februarie cu ceva mai multă activitate decât de obicei, dar nu vorbim aici neapărat de un volum mai mare de muncă, ci mai degrabă de modalitatea de comunicare și de rezolvarea acestor lucruri. Randamentul este sporit, capacitatea de dialog de asemenea și mai ales pentru nativii de până în 35 de ani
bineînțeles și pentru ceilalți, dar mai ales pentru cei până în 35 de ani, să-i vesc oportunități socioprofesionale de afirmare cam cum le așteptau ei. Cei care lucrează cu acte, cu dosare, în mass media, în domeniul cercetării și urbanisticii, precum și în alte domenii unde tehnologia modernă, respectiv computerul, este des folosită, în data de 8 februarie, deci la lună nouă, se pot afirma împreună cu colegii, îndeosebi cei care conduc o echipă, într-un fel sau altul, și care planifică sarcinile. Relația lor cu șefii este bună, dar este necesar să fie atenți la cele aspecte personale care îndeamnă în subsidiar, poate și în mod insidios, în funcție de nuanță și caz, la mici excese de zel. Acestea n-ar trece neobservate de către șefi și nativii s-ar putea trezi din punctul ăsta de vedere cu niște observații nedorite pentru că ar putea, de exemplu, să depășească niște limite. Acesta este doar unul dintre cazuri. Unele probleme familiale pot surveni în intervalul 10-11 februarie și pe lângă acestea este posibil ca nativii să întâmpine în ziua de 11 februarie și unele dificultăți legate de gestionarea unor sarcini în plan profesional datorită mediului colegial unde discuțiile se poartă în jurul unor chestiuni legate de imagine și de organizare, deci prestigiu și randament. Ca urmare, săgetătorii se pot mobiliza mai eficient în intervalul 10-11 februarie pentru a depăși aceste aspecte mai dificile și, ca urmare, pentru a rezolva chestiunile și sarcinile socioprofesionale ce le revin. Și au de lucru și cu acte, cu dosare, cu aprobări, planificări și discuții, cu duiumul. Mai fac și niște drumuri pentru câteva chestiuni personale în ziua de 11 februarie legate de un posibil detaliu financiar într-un dosar. Unii poate fac un împrumut pentru o casă sau se schimbă clauzele contractuale în această privință și așa mai departe. În 12 februarie, atenție la ce se discută și la capitalul de imagine, pot surveni neașteptate probleme și mai ales în acest sens cu copiii. Zile mai puțin bune în relația de cuplu, 8, 10, 11 și 12 februarie, pot să apară neînțelegeri și frustrări la nivel afectiv și zile mai bune, 7 și 9 februarie. Pe partea de sănătate, atenție la zona aparatului excretor și la etajul pulmonar în ziua de 8 februarie, precum și la zona imunitară și cea hepatobiliară în 12 februarie. Capricorn. Deși tripleta Venus-Mercur-Pluton, care a stat destul timp pe semnul lor, începe să se desfacă încet, încet, nativii beneficiază și săptămâna aceasta de energiile ei. Deci o tripletă care le oferă un adevărat cumul foarte bun de energii constructive. Astfel pot discuta și pot să-și pună la bătaie capitalul de imagine, precum și experiența acumulată până acum, pentru a obține rezultatele dorite din punct de vedere material, financiar și social. 8 februarie, la faza de lună nouă, le aduce capricornilor o situație în care, deși beneficiază de sprijinul unor persoane cu multă experiență, poate mai în vârstă decât ei, sau dacă nu sunt mai în vârstă, cel puțin cu o vechime mai mare, acolo unde ei își desfășoară activitatea, s-ar putea ca în plan relațional lucrurile să fie cam agitate pentru ei. Pot exista certuri sau divergențe de opinie și de atitudine marcante între nativi și unii prieteni, asta poate să fie chiar și în plan extraprofesional sau în partea personală a vieții și din acest punct de vedere este posibil ca nici relația de cuplu să nu fie scutită de asemenea discrepanțe accentuate, chiar dacă aparențele între parteneri sunt menținute într-un curs al normalității. Discuțiile purtate în ziua de 8 îi pot irita pe capricorni în sensul că observă că parcă nimeni nu pare a fi de acord cu ei, deși asta poate să fie, știu, propria impresie. Opiniile lor ar putea să fie contrazise sau chiar respinse după modul în care se petrece acest aspect la locul de muncă sau în interacțiunea cu alte persoane din anturajele colegiale sau amicale, iar
toată panoplia aceasta de manifestări îi determină să fie excentrici, dar și destul de agitați deopotrivă. Se cunoaște că nativii Capricorn sunt foarte calmi și oarecum destul de detașați față de orice situație prin care trec. Și totuși, datorită acestor conjuncturi menționate, ei sunt într-o stare de agitație interioară destul de accentuată. Solicitarea aceasta interioară duce în intervalul 10-11 februarie la necesitatea de a apela la sprijinul unor prieteni cu care ar vrea să discute despre aspecte la nivel decizional, despre o problemă pe care ei urmăresc de mult timp să o finalizeze. Deci se consultă aici colo cu diferiți cunoscuți care probabil au mai multă experiență în ceea ce privește problema pe care Capricornii o abordează, astfel încât apelează ca la un consilier pentru a putea înțelege mai bine natura situației prin care trec. Profesional, se descurcă destul de bine, randamentul lor este eficient, ceea ce, cel puțin pentru ei, este mulțumitor, dar în ceea ce privește implicarea în afaceri, de orice fel, în proiecte diverse, sarcini asumate și un scop personal propus pentru perioada următoare de timp, există întârzieri în privința tuturor acestor chestiuni amintite, care în 11 februarie dau de înțeles nativilor că undeva pe parcurs cu ceva săptămâni în urmă au greșit în estimările lor în acest sens. Deci este posibil ca într-un loc al planificării de care s-a ocupat în privința acestor chestiuni, să fi estimat greșit un detaliu, o nuanță sau o cerință și atunci ajung într-un impas din acest punct de vedere. Ca urmare, situația în sine îi determină să-și redefinească noțiunea de optimizare a propriilor cerințe și modalități practice de lucru și, ca urmare, trec imediat la acțiune. Iar în 12 februarie primesc vești neașteptate și au parte și de nemulțumiri afective. Pot să fie, de exemplu, discuții telefonice care să includă chiar și partenerul de cuplu și în cursul acestor discuții să se schimbe idei și propuneri care, cum spuneam la început pentru zodia lor, să fie respinse, neînțelese sau pur și simplu ignorate. Din acest motiv, zile mai bune, mai puțin bune în relația de cuplu sunt 8, 12 și 13 februarie, când se pot manifesta gelozii, capricii și contre în atitudini cu partenerul, cum spuneam, pe diverse idei, propuneri sau chestiuni discutate despre un obiectiv comun și zile mai bune 7 și 10 februarie. Atenție pe partea de sănătate, la zona digestivă, pot să apară tulburări destul de mari datorită stresului interior și de asemenea la zona aparatului excretor în ziua de 8 februarie, precum și la zona imunitară și hepatobiliară în ziua de 12 februarie. Vărsător. Chiar de la început de săptămână, nativii pot întâmpina în ziua de 8 februarie, deci la faza de lună nouă care se petrece pe semnul lor, chestiuni destul de dificile în plan socioprofesional. Și mai ales, cum spuneam, că există cuadratura la grad perfect de 90 de grade cu Marte de pe casa carierei. În situația în care ei sunt șefii, au de-a face cu o decizie importantă care îi motivează, dar care necesită mult mai multă analiză decât de obicei pe detaliile respective care trebuie luate în seamă pentru ca finalitatea unei probleme de care se ocupă să fie una bună sau cel puțin constructivă. Decizia este cam dificilă pentru că este legată de parteneri care le susțin activitatea. În mare parte, cam așa este. Dacă sunt în postura de angajați, ei pot nimeri în mijlocul unui conflict decizional sau de autoritate cu șefii, cauzat de un blocaj de imagine care determină să fie oscilanți în comportament și de aici o seamă de critici posibile, critici la adresa lor și mai ales a randamentului pe care ei îl au la locul de muncă. Unii riscă penalizări sau schimbări de statut datorită lui Jupiter retrograd sau cel puțin atenționări care le-ar putea, să zicem așa, leza într-o anumită măsură moralul sau conștiința.
și toți acei nativi care au activitate care se bazează pe lucruri cu norme și noțiuni juridice și de drept, indiferent de domeniul de activitate, să fie foarte atenți ca nu cumva să se trezească în situația în care în intervalul 10-11 februarie să aibă de pierdut oportunități, bani sau suportul unor persoane cu mai multă vechime și experiență în domeniul decât ei, care poate în anumite cazuri până acum i-au susținut pe nativi și s-ar putea, datorită circumstanței, să piardă o parte din suportul acesta. Desigur că prudența în decizii și inițiative este mai mult decât necesară, chiar dacă în ziua de 11 februarie ar putea fi favorizați și de unele circunstanțe în anturajul colegial, unde pot discuta și aranja câteva detalii importante legate de un obiectiv planificat, de pe urma căruia s-ar putea alege cu rezultate frumoase dacă nativii știu să-și joace destul de abil cartea în următoarele săptămâni. În 12 februarie, vărsătorii pot primi unele vești care să le ofere motivația de a continua cu un proiect personal care poate a fost dificil până acum sau poate a avut etape mai greoaie de derulare, deși încă nu sunt întrunite toate condițiile în acest sens. Zile mai bune, mai puțin bune în relația de cuplu, 7, 8, 11 și 13 februarie, pot să se manifeste divergențe, atitudini și discuții contradictorii legate de muncă și bani, și zile mai bune, 9, 10 și 12 februarie. Atenție la etajul cardiocirculator și la zona aparatului excretor în ziua de 8 februarie pentru a evita eventualele blocaje sau tulburări neplăcute, precum și la atenție și la simptomele articulare și cele imunitare care pot să se manifeste în ziua de 12 februarie. Și în cele din urmă, pești. La începutul săptămânii următoare, nativii pot primi în data de 8 februarie, deci la lună nouă, un sprijin discret referitor la un proiect, o afacere sau un obiectiv în care ei sunt implicați și care necesită inițiativă, decizie și detalii puse la punct la modul scriptic. Deci nativii, acolo unde se află, trebuie să se ocupe de această etapă cu ajutorul căreia își pot pune la punct următorul pas în obținerea unor rezultate socioprofesionale. Peștii trebuie să ia seama că în această săptămână analizată, capitalul lor de imagine este un atu de care se pot folosi în mod constructiv, mai ales că de partea lor pot să aibă persoane din sistemul relațional cu care discută unele chestiuni foarte importante pentru poziția lor socială. Și aș mai adăuga la asta faptul că unele merite din trecutul apropiat reprezintă un al doilea atu în privința chestiunilor discutate. Aceste persoane foarte importante pentru pești, din punct de vedere al pozițiilor sociale, dețin și influență la un nivel mai înalt, depinde și de locul de muncă, bineînțeles, iar nativii trebuie să fie foarte atenți la circumstanțele pe care le vor traversa în timpul discuțiilor cu asemenea persoane, deoarece micile detalii sunt cele care hotărăsc modalitatea de finalizare a rezultatului. Poate să fie bun sau poate să fie așa cum nu se așteaptă peștii, deci de o factură diferită. Pe de altă parte, asocierile și parteneriatele în care ei sunt angrenați sunt marcate în intervalul 10-11 februarie de aspecte care implică acorduri, aranjamente, unele cel mai probabil de culise, chiar probabil în funcție de serviciul în care se află pot să fie posturi foarte importante, aprobări în documente în care sunt prevăzute sume mari, înțelegeri verbale și acceptarea de comun acord a unor schimbări ce urmează a fi făcute în domeniul în care nativii își desfășoară activitatea. Este posibil pentru unii nativi pești să primească fie și temporar, asta însemnând, de exemplu, pentru un interval de 3, maxim 4 luni, un post sau o funcție superioară celei de până acum, în care s-au aflat și, de exemplu, unul dintre astfel de posturi poate să fie cum ar fi cel de nivel de secretar de stat, da? De exemplu, sau de ambasador sau de atașat diplomat, sau în funcție de statutul pe care l-au, dacă se află și într-un loc sau un serviciu foarte important,
pot să acceadă la ceva mai bun decât până acum. Ceea ce le oferă oportunitatea de a rezolva sau aranja o chestiune discretă pentru cineva, atenție, pentru care se străduie să obțină un rezultat pe măsură de ceva vreme și tot întâmpină niște sincope în acest sens. Poate fi în privința aceasta un prieten sau o rudă directă pentru care nativii se străduie să obțină un astfel de rezultat. Ziua de 12 februarie le aduce unele vești, nu neapărat neplăcute, dar nici bune de asemenea, care să-i mobilizeze și care îi pune în postura de a apela la persoane din anturajul relațional. Domeniile IT, oriunde se folosesc computerele, transporturile, urbanistica și administrativul, precum și comerțul, cu toate variantele sale, sunt domeniile preponderent vizate de cele menționate. Zile mai puțin bune în cuplu, în relația de cuplu, 8, 11 și 13 februarie, zile mai bune, 9 și 12 februarie. Atenție la zona cardiocirculatorie și la cea digestivă în 8 februarie și la cea hepatobiliară și imunitară în 12 februarie. Acestea au fost estimările astrologice pentru săptămâna 6-13 februarie. Atenție în ziua de 8 la faza de lună nouă, un nou început. Pregătiți-vă să vă puneți în ordine și organizat tot ceea ce aveți în plan personal și profesional, pentru că, așa cum spune proverbul nostru românesc, cum îți aștepți, așa dori. Aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Astre și Destin. Vă aștept săptămâna viitoare la un nou set de estimări zodiacale și, în încheiere, vă spun ca de obicei, cale ușoară și multă lumină.